Ne-am reîntors și vorbim despre rolurile pe care le jucăm în relație, cu sau fără cheile genelor. Spun cu sau fără cheile genelor pentru că l-am alături de mine pe Orlando Stoicescu, trainer specializat în cheile genelor și în design. Bună dimineața, Orlando! Salut din nou, Alexandru! O să facem un fel de emisiune, cu sau fără cheile genelor. E o marcă înregistrată, Orlando! Da. Ar putea fi? Cine știe? Cu sau fără cheile genelor, îmi place foarte mult că formulezi așa, pentru că în realitate transmiți că este un instrument fantastic, dar că niciun instrument nu este absolut sau că nu trebuie să gândim unilateral nimic. Exact. 100% exact, da, din modul în care percep lucrurile. Că sunt o mulțime de unelte cu care putem să lucrăm și avem nevoie de unelte. Aici e de fapt toată cheia, apropo de cheile genelor, pentru că avem nevoie de unelte. E o diferență foarte mare între oamenii care lucrează fără unelte și oamenii care lucrează cu unelte. Și când zic unelte, mă refer la cadre de referință, cum ar fi, înainte erau maestri, se duceau oamenii până, eu știu, în India sau în alte părți, unde găseau maestri, apoi au apărut cărțile, apoi au apărut sistemele și tot așa. Toate acestea sunt unelte care ne ajută pe noi să ne cunoaștem mai bine. Iar cheile genelor este una dintre uneltele cele mai noi. Și e foarte important să lucrăm cu unelte care sunt adaptate perioadei acestea. Adică să vină cât mai recent sau să fie adaptate cât mai spre zilele noastre. Și atunci procesul nostru este accelerat. Jucăm niște roluri în relații? Da. Cum vezi relațiile între oameni? O să oftez de multe ori. Ok. Dar dacă data trecută am spus, acum vreo 2 săptămâni când am trecut pe la tine, că o să fiu clișeu, de data asta o să fiu mai coftatul. Ok. La purtător. De ce? Pentru că în relații jucăm fix rolurile pe care le-am învățat ori în copilărie, ori din familie, ori de la școală, ori de undeva. Și suntem suma condiționărilor noastre până la urmă. Și toate aceste condiționări se manifestă în relația noastră, mai ales în relația noastră de cuplu, dar în orice fel de relație. Adică nu există o diferențiere între eu joc un rol aici și joc acasă și joc un rol la locul de muncă. Este același rol. Numai că de foarte multe ori schimbăm cumva masca. E același rol, da? Dar punem o altă mască. Da? Adică, spre exemplu, o persoană care, spre exemplu, un bărbat care a învățat de acasă că e bine să fii bun, da? Astfel încât să obții ceea ce vrei în viață, va fi la fel și acasă, va fi la fel și la locul de muncă. Doar poate că la locul de muncă se va adapta mai mult. Și, de fapt, neapărat se va adapta mai mult, ci se va adapta, dar altfel. Adică poate la locul de muncă o să înceapă să înjure cu colegii, astfel încât să se adapteze, dar tot va fi băiatul bun. Tot același rol o să-l aibă. Iar poate acasă va fi cățelușul care este, e întotdeauna loial și cu codița sus, dar în niciun caz cu împlinit, aș putea să spun. Deci am putea să vorbim despre rolurile în relații foarte mult timp. De aceea e foarte important să conștientizăm care este rolul nostru, ce jucăm. Și uite, un exercițiu foarte interesant pe care îl poate face oricine ascultă acum este, în primul rând, să conștientizeze faptul că joacă un rol și după aceea să îi dea un nume rolului pe care l-are. Da. Chiar dacă îl doare. Aici e de fapt toată chestia, că în momentul în care începem să conștientizăm rolurile pe care le jucăm în relațiile profesionale, personale și altele, de foarte multe ori ne doare. Pentru că s-ar putea ca... Nu vrem să acceptăm. Da, dar s-ar putea ca rolul ăla să ne doară. Știi? Și atunci putem să începem prin a da un nume. Ok, cine sunt eu? Ce personaj joc aici? Da? Cine sunt eu în această piesă? Cine sunt eu în această relație? Ca și copii, de multe ori ne asumăm chestia asta. Ne jucăm de a doctorul, de a pompierul, de a polițistul,
cowboy și indienii și mai departe. Și îți asumi un rol. Da. Da. Facem același lucru și în viața de zi cu zi, dar nu ne mai numim aceste roluri. Măcar să ne-l asumăm rolul, că ai spus foarte bine. Când eram copii ne asumam rolul respectiv și îl jucam din tot sufletul. Acum doar ne-l asumăm pentru a obține anumite beneficii. Și acceptăm să schimbăm rolurile. Acum sunt eu indianul, tu ești cowboyul, jocul următor facem schimb. Da, era o asumare, într-adevăr. De-aia copiii sunt geniali. Adică dacă ne uităm la copii, acolo observăm genialitatea noastră pe care cel mai probabil am pierdut-o. Pentru că ei își asumă tot. Ei se bagă tot în 100% în rolul respectiv. Dar putem funcționa fără roluri? Sau în orice situație de viață jucăm un rol? Și în ce măsură e bine să ne presetăm niște roluri? Adică să-mi spun, uite, eu vreau să intru în rolul de Superman. Da, un exemplu. Și joc rolul ăla în viața de zi cu zi. Trăim în societate. Și în societate jucăm roluri. Nu avem cum să scăpăm de ele. Contează dacă jucăm rolul nostru autentic. Și aici intervine o unealtă cum este Cheile Genelor, care ne arată construcția noastră nativă, ne arată modul în care noi traducem totalitatea. Da, după cum am discutat acum 2 săptămâni în emisiune cu tine, noi primim totalitatea sau fluxul energetic, sau cum vrem să-i spunem, pentru că i-am găsit o grămadă de nume, dar până la urmă reprezintă același lucru. Primim totalitatea noi. Și aceasta se exprimă prin abilitățile noastre native, prin construcția noastră nativă, prin informația care se află în ADN-ul nostru. Și de aia fiecare dintre noi, fiecare persoană este diferită. Și fiecare dintre noi avem diverse butoane care dacă ne sunt apăsate, ori ne ajută să ne vindecăm, ori ne bagă și mai mult în zona noastră aceea de victimă. Sau chiar de boală, fizică ori mentală, cine știe. Să nu zic boală mentală, ci mai mult o afecțiune mentală, da, o depresie, da, ceva de genul acest. Așa că nu avem cum să scăpăm de roluri. Este absolut imposibil să spunem, eu nu mai vreau să joc niciun rol. Însă ar fi bine să scăpăm de rolurile care nu ne sunt autentice nouă și să-l jucăm pe ăla care este autentic nouă. Care e în linie cu energia noastră, cu ceea ce ne pasionează, cu ceea ce vrem cu adevărat în viață, nu? Da, și niciodată nu vine mental. De fiecare dată când ne presetăm un rol mental, ne-am pierdut conexiunea cu autenticitatea noastră. Cu cât poate că unele sunt așa seducătoare. O, da. Uite, vreau să fiu miliardar, să stau pe un iaht, să beau cocktailuri. Poate fi un rol seducător, dar poate că nu este în acord cu mine și e doar o chinuială și în viața mea și altora încercând să ajung la rolul ăla, poate nu o să ajung niciodată, doar mă chinui, sau chiar și dacă ajung, poate că o să fiu nefericit, poate că eu trebuia să fiu un pictor care să, nu știu. Da, păi cam asta se întâmplă. Fericirea în cazul ăsta sau împlinirea durează câteva luni. Hai, un an de zile să spunem. Adică dacă ajungi într-un rol fals care e de fapt seducător așa la nivel social sau în mintea ta. Păi să ne gândim la o relație cu doi oameni, se îndrăgostesc sau se plac, da? Intră într-o relație și dacă ei intră cu măștile în relația cine respectivă. Cine intră în relație? Aici și aici păi, e asta. Aici e toată treaba. Un comic american, nu mai țin minte exact care... nu mai țin minte exact cine spunea. Zicea că în primele 3 luni de zile, de fapt, nu te întâlnești cu persoana, ci cu reprezentantul legal al persoanei respective. Știi? Cam despre asta vorbim. Adică parcă ne întâlnim cu avocatul persoanei. Da? Care pare a fi, ia uite ce bine, impecabil este omul. Bine, la americani e cu atât mai mult treaba asta, nu știu, se regăsește și la noi, la români? Da. Pentru că relațiile personale la americani sunt aproape și o relație de afaceri. Chiar și căsătoria e, într-o măsură, o relație de afaceri. Hai să fim serioși. Să ne uităm la cultura noastră. Și până la urmă, de cât timp căsătoriile la noi sunt pe bază de iubire. Pe bază de iubire. Pe bază, până la urmă, de conexiune. De, na, eu te plac. Și ce se întâmpla înainte, când, mai mult sau mai puțin, căsătoriile erau aranjate. Hai să-ți fac cunoștință cu nu știu cine. Hai să fac cunoștință cu nu știu cine. Și apoi fetele erau pregătite. Trebuie să fii în modul ăsta. Da? Bărbații sau băieții, că erau la o vârstă mai mică, trebuie să fii în modul ăsta. Și atunci, după aia, intrau și jucau rolurile respective. Și momentul în care facem asta, de-aia, dacă e să ne uităm la țările care au...
au avut o deschidere mai mare față de noi, da? Cum ar fi țările nordice, da? Spre exemplu Danemarca, considerată țara cu cei mai fericiți oameni de pe planetă, o să observăm că bătrânilor zâmbesc. O să observăm că bătrânilor sunt mult mai plini de viață decât bătrânii noștri. Și motivul este pentru că bătrânilor și-au dat seama la un moment dat, sau poate educația lor a fost în, băi, fii autentic, da? Fii cum ești tu. Și în rest nu mai contează. Pentru că toți ceilalți sunt luați. Da, și atunci dacă intrăm autentic în relație și nu intrăm cu masca, atunci persoana aceea poate să ne accepte așa cum suntem sau nu. Și e mult mai bine. De fapt, nouă ne este frică de refuz, nouă ne este frică de așteptările celorlalți. Și vrem să proiectăm o imagine mai bună decât cea reală, nu? Exact. Și intrăm într-o grămadă de belele. Dar absolut peste tot. Vorbim acum despre relația de cuplu. Dar asta se aplică și în mediul de business, când te duci la un interviu și acolo încerci să fii o persoană care nu ești. Și ce se întâmplă? După aceea te trezești că ai un loc de muncă care nu-ți place. Și la fel și în relație. Da? Te duci, pui masca și după aceea te trezești într-o relație sau că relaționezi cu o persoană care, ok, am cucerit persoana asta, știi că e tema cuceririi, și acum ce fac? La carnețel. Exact. Numărul, da. 45. Numărul, exact. 46. Da, și asta nu aduce deloc împlinire. Și o relație bună, că aici este, îți dai seama că joci un rol potrivit în momentul în care ești hrănit în relația în care ești. Indiferent de relație. Și mai ales în relația de cuplu. În momentul în care simți că te poți deschide, că asta înseamnă să fii hrănit, că te poți deschide față de acea persoană și acea persoană se deschide față de tine. Și atunci este, atunci simți cu adevărat ce înseamnă să fii împuternicit într-o relație, pentru că altfel este, cum ai spus tu, foarte, foarte drăguț și plastic. E doar o bifă, da? 45, da? Sunt într-o relație și asta este groaznic în vremurile noastre, că bifăm. Bifăm să avem un job, bifăm să avem o relație, pentru că dacă nu, mintea noastră ne spune că nu suntem fericiți. Dar în momentul în care avem jobul sau avem relația, suntem fericiți câteva luni de zile și după aia picăm. Eu am lucrat în HR vreo 7 ani de zile aproape și acolo eram la curent cu studiile care se făceau în domeniu și se spunea că dacă dai o mărire salarială unei angajat, o să fie mulțumit pentru vreo 3 luni de zile și după aceea curba motivației lui o să pice chiar mai jos decât era înainte. De aceea în departamentul... Șocantă asta. Da. Adică mă așteptam să se obișnuiască cu nivelul ăla și să devină... Pentru că nu erau la locul potrivit, de-aia. Nu erau la locul potrivit și tocmai de aceea curba motivației, că da, am obținut un salariu, iată ce fac, dar peste 3 luni de zile, omul se obișnuia deja cu nivelul respectiv, dar nu era împlinit pentru că geniul său nu ieșea la suprafață. Nu uita, intră totalitatea prin noi și este exprimată prin construcția noastră, prin acele tipare despre care vorbim în cheile genelor. Încerc să îmi dau o explicație psihologică, cu toate că, mă rog, nu întotdeauna totul este atât de simplu, știi, dar sunt puțin șocat de acest exemplu. Dar poate că dacă ți se dă o creștere salarială, eu nu sunt mulțumit în jobul ăsta, da? Și sunt plătit cu 2 lei. Și mă gândesc că așa și așa. Mă gândesc că poate aș îmi fac iluzii că poate aș putea pleca să fac ceva care îmi place. Dacă sunt plătit cu 4, ok, am în primul rând o motivație de 2 lei în plus, după aia mă simt și mai prizonier, că îmi, exact, vine mult mai greu să plec de la o chestie în care sunt bine plătit la o chestie... Și vezi curba motivației cum se duce în jos? De acolo. Într-adevăr, ar putea, exact, fi asta o... Păi, asta e explicație. Să te simți și mai prizonier în... Da. Și noi, omul nu vrea să fie prizonier. Nici în relație, nici la locul de muncă, nici nicăieri. Și tocmai de aceea simțim că ceva nu este în regulă. Și dacă nu ne ascultăm pe noi, pentru că nu avem doar o singură inteligență, nu avem doar inteligența mentală, dacă ascultăm doar de mintea noastră, uităm de toate celelalte inteligențe care sunt în interiorul nostru. Avem inteligență tactilă, avem inteligență emoțională și multe alte inteligențe. Deja psihologii au găsit 9-10, nu mai știu exact câte sunt în momentul ăsta, ca număr. Dar sunt multe și nu s-au descoperit toate. Sunt, până la urmă, cred că avem infinit inteligențe. Ideea este să folosim, să le folosim. Și facem asta deschizându-ne noi, având curajul să exprimăm cine suntem cu adevărat. Să ne exprimăm nevoile noastre. Pentru că dacă doar jucăm un rol și spunem, sau jucăm un rol ceva de genul, eu joc acum rolul ăsta la prima întâlnire cu persoana asta, de parcă aș fi cu 10 ani mai în vârstă. Sau
cu 10 ani mai experimentat față de acum. De ce? Ca să ofer o imagine că uite cine pot să ajung. Păi în relația aia se va manifesta doar potențialul și atât. Și de-aia este important, că revin la cu ce am început, ca să ne facem o astfel de autoanaliză. Cine suntem noi în relația de cuplu? Ce rol jucăm? Ce tipare ies acolo, la suprafață? Pentru că toate lucrurile care ies într-o relație sunt legate de tipare. Și dacă nu ne facem această autoanaliză, dacă nu ne permitem să ne doară, ce o să facem este să le jucăm în continuare și nu o să ne simțim hrăniți. Pentru că dacă ne simțim hrăniți, înseamnă că e bine. Înseamnă că jucăm exact rolul nostru autentic. Dar dacă simțim că nu există acea conexiune, nu există acea deschidere și parcă tot timpul ne este foame, pe acolo e o problemă. Acolo este o lipsă de deschidere, o lipsă de autenticitate și din partea mea, dar și din partea celorlalți. Pentru că știi cum e, atragem persoane ca noi. Dacă noi punem o mască, spre exemplu, sunt femei care își pun poze foarte atrăgătoare pe Facebook. Da? Unele departe de realitate. Păi despre asta e vorba. Ele pun masca și ce, de fapt ele ce caută? Ele spun că vor să fie fericite, dar nu sunt. Sub masca respectivă este o mare de tristețe. Și ăsta este motivul pentru că ieșind în față cu masca, vor atrage alte măști. Și îți dau un caz practic. La un moment dat, când mă ocupam de o revistă pentru femei, am avut o ședință foto cu o doamnă trecută bine de 40 de ani, care a insistat să prelucrăm foarte mult fotografia de copertă. Atât de mult încât ajunsese să nu mai semene absolut deloc cu persoana reală. Și mă rog, a fost foarte fericită cu treaba respectivă. Noi nu neapărat am fost, dar trebuia să scoatem publicația, adică nu mai puteam să o lungim. Am acceptat varianta pe care o dorea doamna care apărea pe copertă. Dar eu ce n-am putut să înțeleg este la ce îi folosește în viața reală. Adică, ok, vede cineva coperta respectivă, admiră, uite, o femeie frumoasă, în sfârșit, dar în viața reală se întâlnește cu persoana și spune: bună ziua, doamnă, am văzut-o pe fata dumneavoastră pe copertă. Adică, wow. The point în chestia asta, nu știu. Păi, exact asta, să atragem măștile altora și să fim nefericiți. Sau neîmpliniți, hai că până la urmă fericirea este o iluzie, dar împlinirea este hrănire. Asta, când suntem plini de vitalitate, când suntem noi, când ne permitem să fim noi, când ne permitem să mergem în fundul gol, îmi cer scuze pentru expresie, prin casă, alături de persoana iubită, și fără să ne simțim judecați, păi ăla e momentul în care suntem cu adevărat hrăniți. Și dacă rămânem conștienți, pentru că ce se întâmplă? Celorlalți le este frică de autenticitatea noastră, pentru că le este frică și de autenticitatea lor. Și de ce? Pentru că le este frică să nu exagereze un alt tipar. Dar până la urmă, câteodată exagerarea este normală. Și dacă rămânem conștienți, ne dăm seama când am exagerat. Și atunci automat ne reglăm. Nu avem nevoie de reglaj din exterior. Ne reglăm singuri. Dar ne reglăm atât timp când ne căutăm propria noastră autenticitate. Și atunci lucrurile devin mult mai simple. Și atunci nu mai jucăm roluri, nu mai suntem băiatul bun, fata bună, nu mai suntem, bărbatul care aduce halca de carne acasă și, sau femeia care se ocupă de copii sau cine știe, adică roluri din acestea prestabilite. Cele vin până la urmă din energia noastră, din prezența noastră, din construcția noastră. Și atunci, că dacă tot am spus de masculin și feminin, atunci bărbatul intră în energia lui masculină și femeia intră în energia lui feminină, dacă într-adevăr aceasta este energia cu care a venit pe acest pământ. Știi? Și ăla e momentul în care cu adevărat trăim bine. Pentru că asta îmi doresc prin ceea ce fac de condiționare mentală și emoțională și cu mine și cu oamenii cu care lucrez. Asta îmi propun. Eu îmi propun mai întâi pentru mine, iar oamenii care vin către mine își propun exact același lucru. Să trăiască bine. Și asta nu înseamnă să aibă neapărat mulți bani, asta nu înseamnă neapărat să aibă 500 de relații, asta nu înseamnă neapărat să aibă, eu știu, profesia X și Y, asta înseamnă să fie autentici. Și în momentul în care omul este autentic, atrage prin simpla sa prezență, nu mai are nevoie de nimic. Eu nu am venit spre tine să spun: Alexandru, știi, invită-mă și pe mine la televiziune, că dacă vreau să fac reclamă. Știi? Prin ceea ce fac, prin lucrurile pe care le-am făcut, au venit oameni către tine și au spus: băi, uite-l pe omul ăsta. Da? Ia invită-l și tu, că s-ar putea să spună niște lucruri interesante. Și despre asta e vorba. Și cam asta face cheile genelor, dar nu numai.
Din nou, că nu sunt absolutist. Nu am venit aici să spun Cheile Genelor este noua Biblie. Da? De fapt, Cartea Albastră. Da? E noua Biblie. Nu este doar pentru că este scris în genele noastre, este în ADN. Da, dar chiar dacă... Că sunt unii oameni care spun, da, de unde știu oamenii ăștia ce scrie în ADN-ul nostru? Este irelevant, pentru că sunt trecute 64 de tipare comportamentale umane sub trei forme de... sub trei nivele de conștiință. Partea umbroasă, partea destructivă, partea înaltă, partea constructivă și esența dintre cele două, esența non-dual. Și atunci ce se întâmplă? Lucrând cu astfel de unealtă, îți dai seama de un tipar al tău umbros, da, de nivel jos, și îți dai seama cum să-l alchimizezi, nu cum să scapi de el. Că, spre exemplu, dacă vorbim de cheia 30 care are tiparul umbros, dorința. Aici nu este vorba să scapi de dorință. Deși budiștii ar vrea să scape de dorință. Păi scap, într-adevăr scapă, dar în momentul în care o acceptă. Budiștii asta fac, acceptă totul. Tot ceea ce nu renunță mental, ci prin acceptare dorința devine lejeritate, dorința fiind umbra. Deci nu faci o refulare propriu-zisă. Păi refularea creează și mai multă presiune. Știi cum e? Când i-am terminat ASE-ul și prima propoziție pe care am auzit-o la ASE a fost: o nevoie generează o altă nevoie. O dorință generează o altă dorință. E foarte simplu, adică cu cât încercăm să ne ținem, da, dorințele noi și umbrele în noi, ce se întâmplă? Vor crea și mai multe umbre. Dacă încercăm să fim mai puțin agresivi, vom fi și mai agresivi. Dacă ne acceptăm însă propria agresivitate, atunci avem șansa să ne echilibrăm. Și de acolo vine într-adevăr echilibru. Nu vine din renunțare, pentru că renunțarea creează și mai multă presiune. Și atunci, culmea, dacă spunem, de mâine nu mai vreau să joc rolul ăsta, dar să zicem că un bărbat își dă seama că a jucat rolul de băiat bun, da, care a încercat să-i facă pe plac mamei sale în relația cu persoana iubită, lucru care nu merge absolut deloc, pentru că se știe și de ce. Dar o femeie nu este atrasă niciun caz de un băiat, nu este atrasă de energia băiatului, ci de energia bărbatului. Și, spre exemplu, dacă omul ăsta, da, joacă rolul și și-a dat seama, a citit o carte, m-a auzit pe mine, s-a auzit pe altcineva și a dat seama, băi, am jucat rolul ăsta, ce varză am fost, gata, de mâine eu nu mai joc rolul ăsta niciodată, ăla este momentul în care o să-l joace și mai subtil și o să se trezească peste câțiva ani de zile că este în același loc. Da? Ideea este să accepți, să accepți rolul, că de-aia mai întâi să faci autoanaliza. Și după aia accepți rolul pe care îl joci. Și începi să-ți dai seama exact ce să păstrezi din el, dar nu mental, simțind. Îți dai seama ce se simte bine în interiorul tău. Dar ce parte din rolul respectiv e într-adevăr autentică. Că în rolul ăsta de băiat bun sunt și lucruri autentice. Da? Cum ar fi generozitatea, cum ar fi blândețea, care pot fi integrate. Dar nu acesta să fie modul în care bărbatul respectiv să obțină atenție, să obțină căldură, să obțină afecțiune, să obțină sex. Nu în modul ăsta. Ci să fie doar parte a personajului. Și atunci personajul se construiește autentic. Da? Pentru că ne dăm seama ce e cu adevărat în noi și ce este luat din exterior pentru a obține ceva. Apropo de autentic, și ai punctat puțin mai devreme despre butoanele pe care le avem. Relaționăm, mai ales în cuplu și în general în viață, dar vorbim mai ales de cuplu, că să spunem că în relațiile de afaceri sau profesionale poate că intră mult mai mult în scenă rațiunea și anumite decizii raționale, scenarii raționale despre cum să facem sau nu o afacere, o carieră, mă rog. Dar în relație de cuplu mă gândesc că interacțiunea este într-o mai mare măsură irațională. Sau subconștientul joacă un rol mai mare sau emoționalul. Intrăm în relații într-un mod autentic sau bazate pe rănile pe care le avem fiecare? Ce ne atrage de fapt la persoana de care ne îndrăgostim? Depinde de nivelul nostru de percepție a realității. În cele mai multe cazuri, rănile. Și ce se întâmplă? Atragem exact persoana de care avem nevoie pentru a ne trezi. Spre exemplu, dacă am fost obișnuiți, am trăit într-o familie unde se juca rolul de victimă pentru a obține diverse lucruri, am învățat și noi rolul acesta și atunci o să atragem ori un salvator, ori un persecutor.
Da, atragem întotdeauna și de aceea victimele rămân victime. Ce rol are salvatorul sau persecutorul raportat la rana pe care noi o avem în varianta pozitivă? Adică ce ar trebui să se întâmple cu noi? De ce atragem? De ce avem nevoie de complementarul ăsta? O să fiu dur aici. Noi avem nevoie să, îmi cer scuze din nou pentru expresia, să ne o luăm de la persoana aceea. Asta avem nevoie. Ca să ne dăm seama de cine suntem noi cu adevărat. Pentru că ce se întâmplă? Dacă o persoană ne susține rănile, dacă o persoană ne susține traumele, salvatorul sau persecutorul, că asta face, da? Spune, ești varză, nu poți face absolut nimic bine, știi? Dacă ne susține rănile, noi rămânem acolo. Însă dacă o persoană spune, băi, eu nu accept să relaționez cu tine în modul ăsta, îmi pare foarte rău, și ne-o dă, ne părăsește sau cine știe ce altceva se întâmplă, e exact ce aveam nevoie. Și uite, dacă am dat exemplul ăsta data trecută, îl mai dau și acum. Dacă o persoană cu rana abandonului intră într-o relație cu o persoană cu rana trădării, persoana cu rana abandonului va fi abandonată de aceasta și persoana cu rana trădării va fi trădată de cealaltă. Și asta e o relație bună. Nu neapărat o relație care să meargă. Știi, dar o relație bună pentru că te vindicativă. Trezești. Și dacă ești conștient acolo și îți dai seama că jucai doar un rol și tu ai cerut să fii abandonat sau trădat, ăla este momentul în care te trezești. Dacă însă continui să joci rolul victimei și spui, vai, dar omul ăsta m-a trădat, toți bărbații sau toate femeile sunt nu știu ce fel, sau ia uite, m-a abandonat cum a abandonat mama sau tata, toți oamenii sunt, nu pot să am încredere, atunci ăsta este rolul pe care omul joacă și l-a ales. Știi? Nu și l-a asumat. Că dacă și l-a asumat, spun, băi, eu aici joc rolul victimei. Știi, când eram copii ne asumam asta și apoi puteam să jucăm foarte ușor și alte roluri. Dar asta e problema adultului, că nici măcar nu-și asumă faptul că este victimă în anumite situații. Și ce face? Fuge. De ce? Pentru că este rușine, este frică. Și de aceea momentul în care ar trebui să fim recunoscători oamenilor care ne-au dat-o în viața asta, care ne-au abandonat, care ne-au trădat. Ei au jucat doar rolul pe care noi le-am cerut asta. Nu ei... Și se întâmplă... E un strigăt conștient de ajutor în felul ăsta? Da, da. Adică, și spre exemplu, dacă o persoană intră într-o relație cu cineva care are rana trădării, chiar dacă persoana asta nu a trădat niciodată, o să aibă impulsul, dar cu disperare o să simtă să trădeze omul ăsta sub o formă. Ori profesională, ori personală, în relație, da, se poate întâmpla prin minciună. Și după aia se va trezi, spune, băi, n-am făcut asta niciodată, am făcut-o doar cu tine. Păi normal, pentru că omul ăsta a cerut indirect. Noi în momentul în care vorbim, noi ne cunoaștem butoanele. Noi știm exact pe ce butoane să apăsăm, pentru că noi citim informația aceea pe care o avem în ADN. Uite, eu am trăit pe invers această situație. Yes. Un exemplu l-am mai dat în o emisiune. Și anume mi s-a întâmplat în... viața mea de afaceri și profesională să relaționez, să am anumite colaborări cu niște oameni despre care am auzit așa în mediul relațional că sunt niște rechini și au făcut diverse lucruri teribile altora, au creat diverse experiențe și cumva mă avertizau să am grijă că sunt niște oameni periculoși și au făcut diverse lucruri. Ei, cu mine oamenii s-au comportat impecabil. Deci... Asta spune ceva despre tine, Alexandru. Deci am auzit tot felul de povești de groază, știi, despre... Deci cum e? Impecabil. Păi tu ai cerut asta. Prezența ta a cerut asta. Altfel, din nou, oamenii profită de cei care se lasă, da, să se profite de ei. E simplu, da? Dacă prezența ta a transmis, eu sunt în modul ăsta și nu permit asta, oamenii nu și-au permis. Pentru că instinctiv simțim, este instinctul nostru de conservare care intră. Deci cum se, oamenii se comportă cu noi, așa cum noi le transmitem să se comporte. Da. Și în relațiile de cuplu și în orice fel de relații sociale. Exact. Da? Și asta o să vorbim și în exemplele de astăzi. Hai să intrăm pe exemple. O să rog colegii mei să dea în split screen un prim profil pe care să-l prezentăm și să vorbim pe el. Să fie
Am venit cu două personaje cunoscute, de fapt două personaje. Pe cine ai ales? Michael Jackson și Osho. Osho. De ce? Pentru că sunt personaje care, adică viața lor a fost cumva... Ok. Da. Ce avem acum? Cred că avem... L-avem pe Michael Jackson, Michael că îi recunosc profilul. Am și făcut un video pe YouTube despre, despre el, dar acum o să vorbim din perspectivă relațională. Și am spus mai devreme de butoane. Există anumite răni în construcția noastră, răni care ajung să fie brandul nostru, să fie imaginea noastră. Da? Și ce se întâmplă? Michael Jackson are brandul stabilității, are brandul relaxării, dar butonul său este frica. Este acea linie 1. Și vreau să menționez la început, pentru că data trecută au fost persoane care au spus că am vorbit mai pe chineză, pentru că nu știau exact tehnic vorbind. Cheile genelor reprezintă o colecție de 64 de tipare umane pe care le vedeți în acele sfere, rotunduri sau, na, cum am putea să le spunem. Și acolo, nu știu dacă se vede foarte bine pe ecran, fiecare sferă are două cifre. Are o cifră, cum este 37 sau 40, cea de sus, are un punct și apoi încă o cifră 1. Ce se întâmplă? Arhetipul, cheia, este cea de dinainte de punct. Una dintre cele 64 de tipare. În cazul nostru avem la sfera de sus munca vieții 40, la evoluție 37, la scop 9 și la radianță 16. Exact, da. Și linia înseamnă modul în care acel arhetip se manifestă. Și care este rana, până la urmă, care declanșează umbra arhetipului și care este darul care declanșează darul arhetipului, care este, până la urmă, rolul pe care îl joacă personajul respectiv. Și aici avem 1 respectiv 3. 1 respectiv 3, exact. Și sunt 6 linii, da? Sunt 6 linii și 64 de arhetipuri. Deci sunt 384 de arhetipuri în total. 384 de roluri autentice sau mai puțin autentice, că acum vorbim de dar, da, partea de dar și partea de umbră pe care le putem juca. Dar cel mai jos, observați că este scris, da? sunt trei cuvinte. Cel mai jos avem umbra, partea destructivă, partea pe care ar trebui să o integrăm, să o alchimizăm, nu să scăpăm de ea. La mijloc scrie darul, e abilitatea noastră nativă, este ceea ce vrem până la urmă să manifestăm prin noi. Și ce manifestăm? Și sus de tot este esența celor două, pentru că în spatele umbrei și darului se află o esență care le cuprinde pe amândouă. În cartea Cheile Genelor se explică în amănunt ce înseamnă fiecare arhetip. Și în cazul lui Michael Jackson observăm, este linia 1 și este linia fricii. Ce se întâmplă? Butonul lui se numește frică. Dacă vrei să-l manipulezi, dacă vrei să manipulezi o persoană sau dacă, în fine, persoanele care au vrut să-l manipuleze pe Michael Jackson, l-au făcut să se teamă. Și ce înseamnă să se teamă? Să se teamă că o să piardă o oportunitate, să se teamă că o să piardă iubirea cuiva, să se teamă că orice. Și dacă părinții, că din câte știu părinții au apăsat foarte mult pe butonul acesta teamă, automat Michael se simțea slab. Dacă observăm la cheia 37, este umbra slăbiciunii. Și în acea sferă a evoluției găsim ceea ce am venit aici să împământăm. Și este provocarea noastră, una dintre provocările noastre cele mai puternice. Și el se simțea slab. Și atunci ce făcea? Încerca să facă lucruri pentru ceilalți, astfel încât să fie egalul lor. Vedem la cheia 37, darul egalității. Și exact în modul ăsta și-a trăit viața. Și de-aia a muncit mult mai mult decât ceilalți, de-aia s-a zbătut mult mai mult decât ceilalți, ca să fie egalul lor, nu să fie superiorul lor. Dacă e să privim viața lui, dacă e să ne uităm la interviurile lui, dacă observăm modul în care a vorbit despre alți artiști, el nu a vrut niciodată să fie superior altora, el a vrut să fie măcar egalul lor și de-aia muncea atât de mult. Și a schimbat culoarea pielii. Bă, teoretic a avut o problemă de sănătate, dar... Da, putem presupune că s-a străduit să devină alb dintr-o persoană de culoare. Da, și același buton îl am și eu. Deci dacă eu intru într-o relație, spre exemplu, și cineva mi-a apasă butonul fricii, adică să-mi fie frică că o să pierd afecțiune, iubire, anumite avantaje de la persoana respectivă, acea persoană, de fapt, vorbește cu masca mea și dorește să profite de bine, da, până la urmă. Și atunci ar fi foarte bine să spun stop, eu nu joc rolul ăsta. Și vreau să fac și puțină reclamă cursului din weekendul acesta, că exact sâmbătă și duminică am un curs împreună cu Alexandra Chiru, cea care deține genkeys.ro și este custodele cărții Cheile Genelor în România.
Avem un curs în care vorbim exact despre aceste butoane și intrăm în adâncime, cum te hrănești, da? Care este modul în care tu te hrănești cu adevărat din relația respectivă. Spre exemplu, Michael se hrănește prin interacțiune. El se hrănea. Avea nevoie de foarte multă interacțiune cu diversi oameni și interacțiuni plăcute, interacțiuni care să-l facă să se simtă lejer, cu zâmbetul pe buze, ca omul ăla să fie hrănit în relație. Nu este tipul de persoană care să fie hrănită dintr-o relație 1-1. Da? Există doar două profile din 12, sau cum intru și în puțin human design, precursorul cheile genelor, da? Care se hrănește dintr-o relație 1-1. Restul au nevoie de altceva ca în relație să fie hrăniți, să aibă bateria umplut. Și de aceea în acel curs vorbim exact despre aceste răni. Da? Da, în cazul unei persoane cu linia 1 o să le spun, aveți foarte mare grijă la acest buton al fricii. Și o să-i ajutăm să înțeleagă cum se manifestă de fapt procesul lor, comportamentul lor, tiparul lor. Da? Ce se întâmplă? Eu am linia 1 în cheia 7, care are umbra separării. Dacă cineva mi-apasă butonul frici, eu să simt că persoana aceea vrea să se separe de mine. Și este o temă a vieții mele. Asta am simțit de când mă știu. Dar nu că mi-am băgat eu în cap. Ulterior mi-am dat seama, deci de aici vine. Și momentul în care spun stop, că asta ar trebui să facem în momentul în care suntem puși să jucăm un rol care nu este autentic nouă, atunci acea persoană are de ales. Ori devine autentică cu noi și ne acceptă așa cum suntem, ori pleacă și atunci la revedere, drum bun. Da? Deci în cazul lui Michael Jackson avem exact tema vieții lui. Oameni care i-au retras iubirea, au spus dacă tu nu ești bun, dacă tu nu faci chestia asta, noi nu o să te mai iubim. Dar l-au făcut să-i fie teamă că dacă el nu performează, el oamenii o să-l respingă, o să-l abandoneze, pentru că linia 1 are o puternică legătură cu rana abandonului. Și atunci ce se întâmplă? El toată viața a încercat să muncească pentru ceilalți. Iar cheia 40, pe care o avem în munca vieții, în aceeași linie 1, spune exact asta în partea ei umbroasă. Este umbra epuizării. Este epuizarea pentru alții. Muncești pentru alții și nu primești nimic înapoi. Dar exact ce se întâmplă în societatea noastră cu cei mai mulți oameni care muncesc pe mărunțiși, pe alune și... de ce? Din cauza celor tipare care le spun, dar eu nu merit altceva. Eu nu merit altceva, în niciun caz. Și atunci, exact asta s-a întâmplat și cu Michael Jackson, din păcate pentru el. Și nu neapărat pentru bani, că a primit o grămadă de bani, dar din păcate nu a primit hrănirea de care avea nevoie. Lucru care l-a lăsat singur și bolnav. Și tocmai pentru că s-a manifestat foarte puternic din această rană. Și da, darurile au strălucit, pentru că am un clip pe YouTube în care am vorbit mai mult despre profilul lui. Da, într-adevăr, darurile lui au strălucit și vocația și tot. Dar a fost o strălucire așa fadă, nu la adevăratul său potențial. Acesta este, da, Michael Jackson. Să trecem și la profilul numărul 2. Rog colegii să treacă în split screen profilul lui Osho. Da, l-am ales pe Osho pentru că omul ăsta și-a trăit viața conform profilului. Fără a se scuza pentru cine este cu adevărat. Osho este are o construcție diferită față de Michael Jackson. În primul rând, e un om care a tras foarte multe resurse în viața lui. Cheia 45, pe care o vedem în sfera evoluției, și am vorbit mai devreme cu umbra, darul și cu sidiu, ce se întâmplă? Are darul sinergiei. Și darul sinergiei este acumularea de resurse. Da? Ce se întâmplă? La el veneau resursele. Asta a fost munca vieții lui. Asta a fost motivul pentru care el a venit aici, în lumea aceasta, să adune resurse ca apoi să le gestioneze mai departe. Și exact asta a făcut. Da? El a creat sinergie încercând milioanele de dolari pe care le primea ca donații și ca sprijin din alte părți, el apoi le distribuia în comunitatea din care făcea parte. A încercat și în Statele Unite, se știe exact încercările lui. Și de aceea, dacă butonul, rana lui Osho, și s-a văzut foarte clar, este exact trădarea. Dacă îl trădezi, linia 2, dacă îl trădezi pe Osho, dacă îl trădai de fapt, nu vorbesc la prezent, dar nu mai este printre noi, dacă îl trădai pe Osho, se manifesta fix umbra dominanței. Și uitați-vă în documentarul Wild Wild Country, în care este prezentat încercarea lui Osho de a face o comunitate în Statele Unite, cum în momentul în care și-a dat seama că a fost trădat de către mâna lui dreaptă,
Ăla e momentul în care la televiziune a început să explodeze într-o furie incredibilă și într-o dominanță, pentru că a început să spună că este nimic ea, că e un nimic și că... Deci a făcut-o de două parale. S-a manifestat fix această umbră a dominanței și umbra liniei 2, de lângă cheia 45, că și linia și cheia umbre și daruri, umbra liniei 2, furia, s-a manifestat cu foarte multă furie. Și e natural pentru el să aibă furia asta. Normal că ar fi bine să o alchimizeze astfel încât să se ajungă la darul libertății. Pentru că Osho ce a vrut? Dacă Michael Jackson, că am zis de brandul lui stabilitate, Michael Jackson a vrut doar să aibă stabilitate, să se simtă stabil, să se simtă sigur pe sine, să simtă că este cumva stâlp, că aduce, că până la urmă creează o fundație stabilă pentru ceilalți. În cazul lui Osho, libertate. Ăsta este brandul lui Osho. Da? Linia 2, libertate, sinergie în libertate. Exact ce a făcut. Da? Adică a creat o comunitate, da? Unde resursele pe care el le-a acumulat prin această activare, pentru că dacă avem o activare, trebuie să o folosim. Cine are cheia 45, păi e ca magnet pentru resurse. Și acum contează foarte mult cum își folosește acel magnet, pentru că își poate nega acea abilitate și atunci nu o să se simtă împlinită. Însă Osho, el și-a acceptat total construcția. Și o construcție gotică. Da? Cunoști profilul de human design. O construcție gotică până la urmă. Și un om care a venit aici cu un ego foarte puternic definit. Și exact așa a fost. Și tocmai de aceea a reușit să manifeste o comunitate. A reușit să manifeste sinergie. O comunitate care încă există în India. Da? Să nu uităm lucrul ăsta. Și a lăsat ceva. De ce? Pentru că și-a folosit acest dar. Da? Și de aceea, dacă cineva vine cu această linie 2, ea spune ok, da? Ai foarte mare grijă la rana trădării, nu oamenii te trădează, în niciun caz, tu te trădezi pe tine. Pentru că dacă ne uităm la ce a făcut Osho, până la urmă, de la el a pornit toată nebunia asta și de la lucrurile pe care el și le-a dorit să le facă, dar până la urmă nu avea neapărat un plan foarte clar. Da, deci cam asta despre profile. Și în acel curs vorbim că, da, deci ăsta este unul dintre cele mai importante cursuri pe care o să le țin, pentru că în primul rând pot să vină și oameni în cuplu. Deja cei care s-au înscris, jumătate sunt cuplu, jumătate vin acolo pentru că vor să intre într-o relație, să știe care sunt butoanele lor. Da, pentru că vorbim exact despre tiparele lor relaționale. Știi? Și dacă un astfel de curs nu merită, atunci ce altceva? Și cum se pot înscrie oamenii? Foarte simplu. Ori mă caută direct pe Facebook, Daniel Orlando Stoicescu, și îmi dau un mesaj privat dacă nu vor să intre pe site, dacă le este mai ușor și le este mai ușor pe Facebook. Sau intră pe site-ul redpill.ro, redpill.ro, și caută la secțiunea cursuri. Și acolo o să găsească 26-27 ianuarie cursul acesta și poți să între obține mai multe detalii. Câte ore pe zi trebuie să aveți? Este un curs de 8 ore. Deci e un curs intensiv, trebuie să luați și weekendul. Da, păi vorbim în adâncime și îi ajutăm pe oameni să perceapă la nivelul de conștientizare care sunt în momentul respectiv, să perceapă exact la ce să spună nu și la ce să spună da. Dar lucruri care să rezoneze cu ei. Nu că le băgăm informația mental, că o să rezoneze imediat. Adică dacă vine cineva cu linia 2 la mine, o să rezoneze imediat când îi spune rana trădării. Da? Sau o linie 1 o să rezoneze imediat cu abandon. Știi? Și atunci își dau seama, da, rezonează cu mine. Da, mi s-a întâmplat chestia asta. Ia uite ce... Deci eu am acționat din frică astfel încât să-mi mențin relațiile. Știi? Și da, Michael Jackson a acționat din frică. Am vorbit mai devreme de profilul lui. El a acționat din frică. Toată cariera lui a fost bazată pe frică că dacă eu nu performez, dacă eu nu țin concertele astea imense, oamenii nu să mă mai iubească. De ce? Pentru că am învățat asta de la părinți. Și dacă nu spunem stop tiparului, ajungem din păcate în aceeași situație ca el. Îți mulțumesc foarte mult, Orlando. Am ajuns la finalul acestei părți de business matinal. Te așteptăm să mai continuăm discuția noastră cu susținerea cheilor genelor. Cu sau fără cheile genelor. Cu sau fără cheile genelor. Sper să aprofundez și eu tot mai mult acest sistem și să pot să spun niște întrebări și mai aplicate în acest domeniu. Le luăm ușor, ușor. Le luăm ușor, ușor. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori, revenind după o scurtă pauză publicitară.